I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Back up and get me. So put your hand in mine. Follow me. Let me waste your time. Set up the do some stupid shit. Take a seat. Let me waste your time. Solve the top. Așa, hai să continuăm de unde am rămas. Din câte vedeți aici la Mira în cameră, s-a cam eliberat. Zilele trecute m-am ocupat intens, am dus bucătăria la ea în cameră, am strâns din jucării, le-am sortat. Ce vedeți prin jurul meu sunt jucării care au mai rămas de sortat și de care o să ne ocupăm astăzi. În principiu, astăzi o să facem un fel de challenge, să vedem cât de multe lucruri putem împacheta într-o singură zi, într-o zi întreagă. Nu o să fac nimic altceva, au mai rămas 10 zile până la marea mutare și sunt foarte multe lucruri de făcut. Am început să fiu ușor stresată. Mă bucur că nu-i Mira aici ca să-i transmit și ei stresul. Și ar trebui să dăm din mânuțe ca să terminăm cât mai repede. După ce terminăm în camera Mirei, o să intrăm la încălțări, la genți și chiar și la hainele mele. Trebuie să-mi păstrez doar haine pe care știu că vreau să le iau în Japonia. Cred că deja aș putea să încep să fac bagajul pentru Japonia. Ar trebui să intrăm și în hainele Mirei, tot așa să le sortăm, care sunt de iarnă, pot merge la Văleni, care sunt de luat în Japonia să le pun separat, dar vedem pe parcurs în ce direcție o luăm cu împachetatul, plus bucătăria. De bucătărie mi-e cel mai teamă, pentru că nu-mi place să împachetez farfurii și lucruri care sunt mai fragile și știu că trebuie să mă porc cu ele cu mare atenție, nu e ca și cum le-ai luat, le-ai aruncat într-o cutie și gata, dar ajungem și acolo. Bucătăria cred că va fi ultima pe care o voi împacheta. Faza e că trebuie să știu exact cam câte cutii o să am, pentru că ne-am hotărât să vorbim cu o firmă de transport, de mutări, cineva specializat pe partea asta. Eu știu că multe firme de genul au și împachetatul inclus sau se pot ocupa și de împachetat pentru tine, dar nu știu, îmi place să mă ocup eu de lucrurile mele, până la urmă tu știi cel mai bine unde le pui, cum le pui, cum le împachetezi și așa mai departe, mai ales ce ține de haine, de jucării, de cărți, mai bine mă ocup eu ca să știu de ele și uite, poate bucătăria o pot lăsa pe ei. O să dau câteva telefoane după ce știu exact câte cutii mai avem, pentru că trebuie să le fac un inventar. Uite, avem asta, asta și asta. Două dulapuri, două fotolii, un televizor, 30 de cutii și vrem să le transportăm din București până la Voleni de Munte, care-i prețul și așa mai departe. Plus, dacă vrem să punem și împachetatul bucătăriei, să ocupe ei de asta, la fel trebuie trecut acolo. Și după ei vor veni cu o estimare de preț. Am găsit trei firme pe care o să le contactez și o să vă spun exact ce prețuri mi-au oferit și așa mai departe și vedem, oricum aștept să fie destul de scump pe partea asta, pentru că data trecută când ne-am mutat din București, tot în București, v-am povestit că am avut probleme cu apartamentul, am avut parte de gândat și ne-am mutat după nici câteva luni de stat acolo și atunci am plătit în jur de 700 de lei și ne-am mutat din București în București, ca să înțelegeți, tot așa eu m-am ocupat de împachetare, ei au împachetat doar televizorul și mobila, atât. Și dacă București a fost 600 de lei, mă aștept ca București-Băleni să treacă de 1500 de lei, dar nu pot să mă pronunț până nu vorbesc cu ei.
Vă anunț oricum, ca să știți. Și după aia nu știu cum o să facem. Când ne mutăm la Cluj, nu cred că o să mai luăm atât de multe lucruri la noi. Am zis că o să luăm doar strictul necesar și aș putea să-mi iau, de exemplu, ne mutăm toamna, îmi iau garderoba de toamnă-iarnă și când se încălzește afară, fac schimbul. Merg la Bălen, duc hainele de toamnă-iarnă și după îmi aduc garderoba de primăvară-vară. Faza e că nu știm exact cât o să stăm la Cluj. Poate o să stăm un an, poate o să stăm doi, poate o să stăm 5 luni. Chiar nu știm ce o să se întâmple și vreau să-mi fie mai ușor când ajung în punctul mutării, pentru că și acum aș fi putut să procedez la fel și mi-ar fi fost mult mai ușor să păstrez doar lucrurile esențiale aici și să le duc la Vălen și când am nevoie de ceva să fac schimbul. Nu știu de ce nu m-am gândit la asta și m-am încăpățânat să le țin pe toate într-un loc, că uite acum am de suferit. În următoarele 10 zile nu cred că o să apuc să mai fac altceva. Trebuie să trag intens. Hai să vedem cât de multe lucruri putem împacheta într-o singură zi. Eu sper că da, cât mai multe, ca să terminăm. Dar nu o să terminăm într-o singură zi, e muncă multă, mai ales că eu le și sortez, nu doar le împachetez, nici ca și cum le arunc pe toate în 5 cutii și gata, am terminat. Nu, trebuie să le iau la mână, să văd, mai renunț la anumite lucruri, pentru că nu are sens să le țin pe toate. Trebuie să pun și pungile norocoase pe Shop My Closet, că n-am apucat și le-am împachetate de atunci, de când v-am zis de ele. Uite, poate rog pe Taiga să se ocupe. Asta e un sac de gunoi, îl țin lângă mine pentru că am dat peste foarte multe jucării stricate pe care nu le-am mai ținut și am norocul lui Mira aici, pentru că altfel Mira mi-ar fi zis nu mami, am nevoie de aceea dacă nu mai merge și stricată, dar uite că țin eu minte că am luat-o de la nu știu unde și că nu știu ce am făcut cu ea și nu vreau să o dau. Mira păstrează până și hârtia, ambalaje și nu mă lasă să le arunc. Acum îmi fac de cap. Bine, nu arunc, ce știu că sigur, nu m-ar fi lăsat să arunc, păstrez, aia e, nu vreau să ajungă să mă întrebe de cine știe ce obiect și zic, știi, mami, l-am aruncat. Nu, că ține minte tot, are Mira o memorie foarte bună, nu am cum să fac lucruri de genul și, ulala, ce-a mai rămas aici? Ok, am aici accesoriile lui Minnie Mouse, cutia cu o parte din accesorii e la Vălen, pentru că ea și-a luat jucăria asta acum două dăți când am fost la Vălen și a rămas acolo și aici au mai rămas câteva accesorii rătăcite. Am adus și un ziploc, o să încep prin a pune aceste accesorii și după aceea când mergem la Vălen o să le pună pe toate la un loc. Ăsta-i planul, văd că au mai rămas și accesorii de la păpuși. Eu data trecută i-am dus păpușile toate și hainele, dar văd că a mai rămas o cutie cu accesorii acolo și încă ceva cu accesorii pe pat. Patul ei la fel, depozit. Uite, astea sunt accesoriile lui Minnie Mouse pe care o să le punem separat ca să știe de unde le ia. În principiu, aici în camera Mirei, nu cred că ar trebui să ne ia mai mult de o oră și după vedem cu ce continuăm. Ar fi bine dacă astăzi aș putea termina jumătate din apartament. Noi am cam dus la Vălen ce era mai greu de împachetat, cum ar fi chimonourile, cărțile care au avut nevoie de o atenție mai mare din partea mea și problema cu chimonourile e că nu știu unde să le depozitez, am nevoie de un spațiu uscat, am nevoie de un dulap întreg doar pentru chimonouri, vă spun sincer, și nu am un dulap întreg în Vălen pe care să-l folosesc doar pentru asta. Momentan o să le țin în cutii, nici nu știu ce să fac și cum să fac. O să am nevoie de câteva zile și la Vălen pentru a organiza totul. Camera noastră s-a transformat într-un depozit, o să vă arăt după ce ducem toate cutiile acolo și o să vedeți că e depozit. Nici nu mai ai spațiu să te miști. Intri, ai acces la pat și cam atât. Spre fereastră, cutii, cutii și cutii. Cam atât, da, e haos. Cam așa se întâmplă când te muți. N-ai ce să faci, zicea și mama. Ia uite ce de lucruri strângi într-o viață. O să încerc să strâng mai puține lucruri de acum încolo. Chiar vreau să fiu mai conștientă pe partea asta. Cu toate că știu că mi-e greu, pentru că îmi place să adun lucruri și când călătoresc îmi iau tot felul de suveniruri, am o cutie foarte mare doar cu amintiri din diferite locuri și cred că o să fie fain pentru Mira când o să crească și o să-și bage nasul în cutia aia să vadă, ia uite mami, asta e din Paris, asta e de nu știu unde, uite ce desen de când aveam eu 4 ani, pentru că pe spatele desenelor notez din ce lună e și anul. Peste ani o să fie fain să te uiți peste ele și cărțile la fel. Taiga îmi zice, ea ar trebui să citești tu pe un iPad, pe un Kindle, am un Kindle pe care nici nu l-am folosit și am încercat să explic, eu nu pot, am încercat. Chiar am încercat să citesc pe Kindle,
drept dovadă mi-am luat unul, dar nu am putut să-l folosesc. Nimic nu se compară cu sentimentul ăla de carte, mirosul cărții, când dai pagina și auzi foșnetul paginilor. Nu, la cărți nu pot, îmi plac cărțile prea mult, cu toate că știu că ar fi mai ușor să-mi iau un Kindle sau un iPad pe care să-l folosesc doar pentru asta și pot stoca acolo cărți pentru o viață întreagă. O să vedem ce să mai fie pe viitor. Eu sunt mai de școală veche, cum s-ar zice, nu, mai old school, așa. Ok, Lego, unde e cutia de la Lego? I-am dus cutia, nu e acolo. Stai să mă duc să adun lângă mine. Asta e camera ei mică de fotografiat, care e digitală și chiar funcționează. Și eu pun separat, trebuie încărcată, dar era supărată că această cameră doar fotografiază, nu și filmează. Și a zis, mami, eu vreau și cameră de filmat, că vreau și eu să fac vlog ca tine, așa mi-a zis. Și am dat vechea mea cameră de filmat, cea că o folosește ea. În curând o să spună, mami, vreau și eu canalul meu de YouTube. Sunt sigură că o să se ajungă acolo, văzându-mă pe mine tot timpul și cum stau să editez, să postez, cum interacționez cu voi. De multe ori când vă răspund la comentarii, dacă vedeți emoji-uri, să știți că cel mai probabil au fost puse de Mira. Mai stă și mă mai ajută când răspund la comentarii, eu scriu, ea pune emoji, durează un pic mai mult. Dar măcar o facem împreună și se distrează maxim. Zice, pot să aleg eu ce vreau să pun? Uite, vreau să pun 5 emoji-uri. Zic, da, mă, mami, dar 5 sunt prea multe, pune și tu mai puține. Nu, dar uite că îmi place și ăsta și ăsta. Ăsta crezi că merge aici? Zic, nu merge. Cum să pui niște ochi când eu i-am zis mulțumesc? Sau ce voia ea să pună, pisicuțe și alte nebunii. Dar e amuzant că facem acest lucru împreună. Chiar facem împreună, în trei. Și Mira mă ajută și Taiga. Suntem o echipă pe cinste. Stați că mă învârt, că au rămas fix lucrurile pe care nu știu cum să le mai sortez, că deja am sortat grosul, cum s-ar zice, și astea sunt așa, de peste tot și o să-mi fie un pic mai greu. Deci avem Lego la Lego. Uite, hai să le pun aici la perete. Deci nu cred că mai am capacul de la cutia asta cu Lego, dar putem să o punem undeva separat deasupra ca să nu cadă, că i-am mai dus așa un coș cu multe jucării și nu era acoperit, dar n-au căzut. Aici am pus eu pixuri și marcare și chestii de colorat. Așa, hai că le pun așa și după aceea aș putea să le pun fie pe toate într-o pungă mare. Am mai găsit ceva supat. A, mai are păpuși aici, dar bravo, mă lăudam că i-am dus păpușile. Dar se pare că nu i le-am dus pe toate. Uitați, încă mai are o cutie cu păpuși aici. Trebuie să îi le sortăm altfel, nu îi place să-și țină păpușile în cutie. A zis că nu le vede, că nu ajunge la ele și că se ciufulesc, ceea ce e adevărat, se ciufulesc și după eu am de tras să le aranjez. Uitați-vă la săraca Aurora, cum a ajuns. Da, ok, Mira are dreptate. Cum să depozitez păpușile? Aveți idee? Dacă voi aveți copii, spuneți-mi și mie voi cum le depozitați. Da, cel mai bine cred că ar fi să iau un raft și să le punem așa pe raft, dar ar ocupa prea mult spațiu. E destul de dificil și păpușile astea nu stau în picioare, stau doar în fund. Uite, mai am și aici două păpuși. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. Hai că ne-am mutat în partea cealaltă a camerei. Aici are Lego, Lego cu care ea se joacă mereu. Uite, și-a construit un fel de orășel. Și-a construit ea de la Lego Friends. Și chiar se joacă și interacționează cu toate seturile astea de la Lego. Mai nou Lego e pasiunea ei cea mai mare. Îi place mai mult să se joace cu Lego decât cu păpuși, așa a zis. Și să vedem cum facem noi. Ok, cred că o să folosesc cutia asta, nu e prea mare cutia asta, ca să pun piesele de Lego separat, cele care nu sunt de la seturi. Asta e a mea de făcut sport, dar mi-a luat-o Mira, mi-a zis că se joacă cu ea. Asta e de studiu, hai să o pun la studiu și ceasul, că îl foloseam să învățăm cum să citim ceasul. Uitați, e făcut din carton, ceva de genul poți să faci și singur. Și eu îi pun așa și ea citește.
E de la o revistă din Japonia luat. Aici avem mai multe prietene de la Lego. Nu trebuie să am grijă să nu îi le zăpăcesc, că se supără pe mine. Am să le punem așa. Momentan o să folosesc cutia asta, chiar dacă e un pic mai mare. For it, cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign. Și hai că am ajuns la cutia cu cărți, cărți pe care noi le folosim ceva mai des și mă gândeam să vă arăt și vouă, fugitiv, cam ce folosim noi. Avem un atlas care ne ajută atunci când învățăm capitale și stai să vedeți cât de frumos e făcut înăuntru, e chiar așa pe înțelesul copiilor și pe Mira o atrage foarte mult. Tot ce ține de geografie, e pasionată, că am fost întrebată, dar Mira e pasionată, te întreabă ea sau o obligi tu? Nu, nu o oblig, cred că faptul că am călătorit destul de mult, încă de când era mică, a făcut-o să-și dorească să descopere mai multe, pentru că, de exemplu, orașul ei preferat e Ljubljana, de-aia nu mai ține minte că noi de fapt am fost acolo, îi place foarte mult cum sună Ljubljana și a zis, mami, vreau să mergem din nou, că eu nu mai țin minte că eram bebe și chiar e pasionată și place și ne uităm și pe internet la filmulețe din diferite orașe ca să vedem cum arată acolo și în realitate. E așa, cred că jumătate-jumătate, și pasiunea mea, dar și pasiunea ei. Am dat mai departe pasiunea. Astea sunt două cărți din Micii mei eroi, Frida Kahlo, carte pe care o citim foarte des, și Coco Chanel, și pe aceasta am citit-o foarte des, tot așa, Alegerile Mirei. Ok, aici avem primele mele 1000 de cuvinte în limba engleză. E o carte pe care o foloseam mai des când era mai micuță. Acum deja știe cam toate cuvintele de aici, nu mai avem nevoie de această enciclopedie. Uite, aș putea să o dăm mai departe, dar nu, eu păstrez pentru că îi place. Îi place pentru că avem diferite personaje Disney și se mai uită pe ea. O mai păstrăm un pic, când trebuie să-i cer voie dacă mă lasă sau nu să o dau mai departe. Asta e o carte pe care am luat-o cu activități de Crăciun. Am lucrat puțin de aici, dar nu foarte mult, pentru că ea avea 4 ani, 5 ani când am luat-o. Am luat-o anul trecut și activitățile de aici sunt pentru copii de 7 ani. Uite ce a făcut Mira și Rareș. Ea s-a desenat pe ea și Rareș s-a desenat singur. Uite cât de drăguț au desenat ei aici. Asta e tableta ei cu activități în limba japoneză. O ajută să învețe hiragana și să mai aibă contact cu limba japoneză, pentru că totul e în japoneză aici. Cartea e de colorat cu Elsa. E nebunită după Elsa. Uitați. Cred că asta e aproape terminată ca și carte, a colorat destul de mult de aici. Aba nu, cred că e cealaltă cu Elsa care e aproape terminată, asta de fapt e aproape goală. E o carte pe care i-am luat-o recent, am greșit. Are atât de multe cărți de colorat cu Elsa că nici nu mai știu care cum e. Da, e pasionată și de desenat, e bine că are câteva pasiuni. Aici cu alfabetul. Cartea asta a ajutat-o mult să învețe alfabetul în limba română. Știți că eram eu panicată, vai, că am învățat-o în engleză și că n-am învățat-o bine și că trebuia să o învăț de fapt în română și că în română le cam încurcă, că e greu să le reasocieze. E, mi-am făcut stres degeaba, pentru că imediat le-a prins în română și cartea asta ne-a ajutat, pentru că aici putea să audă exact. Și știți ce făcea ea? Făcea, hai să vă arăt cum se distra. Face așa. Opa, am fost să fie altceva, ați auzit? Caca coala. Asta o distrează pe Mira maxim. Orice glumă cu caca și pipi pe plac cu ei. Asta este cartea interactivă de japoneză pe care o folosim amândouă și are acest stilou. Am văzut că au apărut și la noi cărți de genul pentru diverse. Mai am baterie oare? Aba da, imediat. Vă arăt și cum funcționează. Supermarket. Haide. Da, cred că nu are baterie. Iar a rămas fără. Taiga, am rămas fără baterie. La asta trebuie să-l desfacem, să-i punem baterie. Asta înseamnă oțet.
Mai dai să vedem la rechin, cum se spune la rechin. La farfurie. La salată. La sandale. Uite cum spune la Moș Crăciun. Și poți să schimbi să pui și în engleză. Și acum spune Moș Crăciun în engleză. Da, a rămas fără baterie, uite că nu mai merge. Bine, să țin eu minte. Dar să-i punem baterie. Aici e o carte de colorat pe care a primit-o de la Bianca, de la verișoara mea. Și e așa cu numere. Trebuie mai întâi să traseze și după aceea colorează. Asta îi place mult. A făcut din ea și o să mai facă din ea cu siguranță. O altă carte de colorat cu fashion. Uite, cu fete cool. Asta e o carte pe care am găsit-o eu la librăria aia, cum se numea, de la Unirii. V-am tot zis de ea. Nu-mi vine în cap, îmi vine în cap Book Express, nu știu de ce. Antique Ex Libris, așa se numește, și acolo e un fel de outlet de cărți, pentru că au foarte multe cărți în limba engleză, la prețuri mici. Și tot timpul când am drum pe acolo, intru și mă și uit. Asta este o carte pe care Mira a primit-o cadou de la verișoara mea. Învățăm literele mici și învățăm noțiunile elementare. A, și v-am zis eu că mai are cărți de colorat cu Elsa, e una aici pus în jos și asta cred că e cea care e terminată, da, e mult mai lucrată. O altă carte pentru a învăța hiragana în limba japoneză, alfabetul, primul alfabet pe care copiii îl învață acolo. Și din nou este o carte care mă ajută și pe mine, o ajută și pe ea. E o carte pentru amândouă, așa am luat-o. O să ajungem să studiem împreună. Asta e o carte de colorat pe care am luat-o din Budapesta, dar e un pic mult prea complicată pentru ea și nu prea îi place. Uitați cum e, cred că e mai degrabă pentru adulți decât pentru copii. Am făcut ceva împreună de aici, de era mai micuță. Aici a făcut singură. Unde e? Că am făcut sigur ceva împreună. Aici am început să facem, dar n-am terminat. Da, asta e. Este frumos dacă stai și faci fiecare pătrățel într-o altă culoare. Îți trebuie răbdare și Mira pe atunci nu prea avea această răbdare. Aici avem litere și modele grafice. Colorează și învață să scrii. Asta este cartea. Este de fapt un caiet de studiu și a ajutat-o să învețe literele mici de tipar. Noi am început cu literele mari și după aceea am introdus și literele mici, încă are ceva probleme la ă și î. Le încurcă pentru că le-am introdus ceva mai târziu. Ăștia sunt niște ochi, niște sticăre. Zic că vă caur, are și câteva jucării pe aici. Ar trebui să le scot pe toate, să fac curat în cutie și după aceea să le pun la loc pe dimensiuni. Da, uite, o idee bună, să le pun în brațe mai bine și așa știu exact și ce v-am arătat și ce nu v-am arătat. O altă carte cu activități de Crăciun pe care am luat-o anul trecut și pe care încă nu am terminat-o. Vom continua tot așa în decembrie, era să zic în august. O altă carte, tot de Crăciun, pe care am mai lucrat ea un pic. Cred că din asta am lucrat cel mai mult, pentru că era mai de vârsta ei pentru 5-6 ani. O să poată să mai facă de ei și la iarnă. Dar i-am luat prea multe de Crăciun, sincer, dar măcar paia mare putem să o facem mai târziu, pentru că e pentru o vârstă mai înaintată un pic să mai crească. Chiar sunt niște activități mai greuțe, unde o stand pentru Barbie. Și ce mai avem aici? Sunt niște confeti, v-am zis că avem confeti peste tot. Ce e asta? Pare a fi un cartof cu brațe și cu coadă. Pe hârtie igienică a desenat Mira. Ia uite. Nu știu, e cam ciudat. Un păianjen o fi. Ia stai spus să-l pun în cutia cu amintiri. Și gata, aici mai are niște sticăre de la Mega, dar are o grămadă de sticăre de la Mega. Tot timpul când mergeam la Mega, întreba, nu vă supărați, mai aveți sticăre cu Disney? Și dacă aveau, îi dădeau o grămadă. Și-a completat cartea și restul le-am dat și noi mai departe. Baby, give me a sign. One more talking to you talking to here me. We go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in, so give me a sign.
Hai să continuăm cu masa de aici și cu jucăriile din colțul ăsta. Chiar mai avem un pic și am terminat cu camera Mirei. Ia asta, să văd că are o carte aici pe acest scaun. O carte pe care i-am tot citit-o în ultima perioadă. Sunt mai multe povești despre diferite femei care au schimbat lumea. Și o poveste, e așa, are două pagini. Pe această carte o găsiți la Litera, pe site-ul celor de la Litera. Noi am luat-o de la un magazin, Litera, din Băneasa. Au ei acolo un stand lângă Carrefour, cred că e, nu, lângă Media Galaxy. De acolo am luat-o și Mira era foarte încântată pentru că o avem și pe Frida Kahlo, o avem și pe Coco Chanel. Ia uitați cât de frumos! Îmi place să avem cărți de genul, mai multe variante, pentru că Mirei, când îi se pune pata, îmi pune să citesc aceeași carte de 1000 de ori. Așa că, uite, uneori citim cartea de la Micii mei eroi, alteori citim povestea de aici cu Frida Kahlo. Ea e nebunită după Frida Kahlo, așa că unde o vede pe Frida Kahlo, să citesc, să iau, să vedem ce mai află nou despre ea. Da, e foarte frumoasă și făcută și mirosul ăsta de carte mă dă pe spate, ce să mai... Mi-aduce aminte de copilărie. De când eram mică eram înnebunită după mirosul de carte nouă. Mi-aduc aminte că în fiecare an, când trebuia să-mi iau manuale noi, eram înnebunită. Era momentul meu preferat. Ok, asta intră la cărțile pe care le folosim mai des. I just wanna let you know I could go for this, no more tricks. We could take things slow. Say you think about it too. When the lights go out and there's no doubt that I should be with, that I should be. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going. No control. You push me then you pull me back in. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going. No control. You push me then you pull me back in. So give me a sign. Give me a sign. Baby, just give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. Talking to you and here we go again. Staying up all night to see if you've been texting me. Oare mă ține scaunul Mirei? Sper să nu se rupă cu mine. Hai că am terminat 90% aici în camera Mirei. S-a eliberat complet. Acum chiar am început să conștientizez că noi ne mutăm în 10 zile. În 10 zile plecăm de aici. Sunt ultimele noastre zile în acest apartament. Ce ciudat, nu? Din câte vedeți, au mai rămas câteva căsuțe pe care nu știu exact unde să le bag, dacă să le pun într-o cutie sau să le țin așa și să le pun în mașină în locurile moarte, că întotdeauna e un spațiu mic în care ai mai putea pune ceva, dar nu știi ce. Uite că acum am găsit ce. Ele sunt destul de goale, negrele, nu știu, parcă n-ar avea sens să umplu o cutie pentru ele, pentru că ar ocupa prea mult spațiu degeaba. Și mai avem hainele. O să intrăm și în haine. Aici în spate mai sunt câteva cutii de depozitare. Și donatul, gogoașa Mirei, scaunul ei. Și gata, am terminat. Ei, ne-a luat aproape 2 ore, dar am terminat. M-am învârtit destul de mult, o să dau cu aspiratorul și o să dau și cu mopul, dar asta la sfârșit de tot. Acum o să mai dau un pic, că sunt anumite spații în care am mai găsit confeti. Deci avem confeti peste tot prin casă, Mira se joacă cu confeti și de la petrecerea de Halloween a început totul, că atunci am dat cu confeti, a sărit peste tot, a ajuns și în anumite spații în care noi n-am mai ajuns și și-a pus și Mira într-un bol confeti ca să se joace cu el. Și acum e peste tot, cel puțin la ea în cameră, printre jucării, a mai găsit confeti și a făcut nebunia, ce să mai, nici nu contează, las că strânge mami, nu? Și da, hai să vedem ce facem acum. Oare să mă apuc de hainele ei sau să intrăm în gențile și încălțările mele? Am putea să trecem la genți pentru că de 3 zile zic că o să intru în ele și n-am intrat. Astăzi este ziua în care o să intrăm în genți, că la haine nu e greu. O să păstrez câteva hăinuțe pe care știu că o să le poarte în viitorul apropiat, pe care știu că o să le luăm în Japonia și pe restul în cutii sau într-un geamantan mare pe care o să-l duc la Voleni și toate acele haine vor merge în dulapul ei de acolo. Am deschis geamul ca să se aerisească un pic, de aici zgomotul,
de oraș, de nebunie, ce se întâmplă pe afară, aud mulți copii, e frumos, astăzi este o zi frumoasă și noi nu ieșim din casă. Nu puteam eu să mă apuc de împachetare și de strâns cât a plouat, m-a apucat pe mine să fac asta într-o zi cu soare. Acum nu mai contează zi cu soare, fără soare, trebuie să fac în fiecare zi la modul turbo, trebuie să ne grăbim. Să știi că am eliberat camera ta, e goală. Adică am împachetat toate jucăriile. Așa, hai să începem cu prima serie de gen și după aceea mai aducem încă o serie și încă una și încă una. O să încerc să-mi păstrez aici doar, câte gen să zic, 4? 5? E greu, da? Oricum la astea o să am acces și pot să le mai iau la mână odată înainte de a pleca în Japonia, ca să văd exact ce mi-au la mine acolo. În ultima perioadă am tot purtat geanta asta, îmi place mult și cred că o să o țin, să o mai port, pentru că merge perfect în perioada asta. Ok, hai să le pun așa în cutia asta. Cutiile astea am de gând să le depozitez pe șifonierul din Văleni. Sper că o să intre acolo. Oare avem atâta spațiu, iubitule? Crezi că o să încapă? S-ar putea să fie un pic prea mare, nu? E, vedem noi unde le depozităm. Dacă nu intră, o să mugențile într-o altă cutie. Dar știi care e faza? E un pic prea... Nu, trebuie să le pun așa. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Oricum, gențile mi le știți pe toate de când am făcut acel vlog cu colecția mea de genți. Chiar le-ați văzut pe toate și asta îmi place mult. A, păi dacă e să fac așa, o să le păstrez pe toate aici. Dar și asta merge pentru perioada asta. Stau de la mama lui Taiga și o purtam mult când eram însărcinată. Ok. Și după aceea o să punem, o să facem o altă cutie pentru genți mai voluminoase. Ăsta este un săculeț de la Nina Ricci pe care l-am primit când am primit și parfumul Nina Ricci. Este o traistă, așa merge și de shopping, merge și de picnic și pe aceasta o țin. În Japonia sunt foarte populare gențile de genul, de fel, fetele de acolo au o geantă sacoșă și o geantă normală sau doar geanta sacoșă, pentru că aici îți intră și cărți și... laptop și iPad și tot ce trebuie și asta, în special, are și spațiu, vezi, pentru sticlă. Da, e super drăguță. O păstrez pentru ținute mai sport. Și asta cu Sakura trebuie să o păstrez. Trebuie și eu cu mine în Japonia, că eu tot sper că o să mai prindem Sakura, că o să mergem undeva mai în nordul Japoniei și o să pot să port această gentuță printre copacii înfloriți. Dacă nu, oricum am zis că o să dăm o tură până în parcul Herăstrău să vedem dacă am florit Sakura de acolo, pentru că au o grădină japoneză și am înțeles că sunt foarte mulți cireși japonezi. Nu știu, nu am fost niciodată. Știu că am fost noi odată și am încercat să găsim acea grădină japoneză, dar n-am găsit-o, ne-am învârtit ceva și până la urmă am renunțat. De data asta nu o să mai renunțăm, nu ne lăsăm până nu găsim. Atunci aproape se întuneca și de aceea am zis, ok, abandonăm misiunea. De tine mai am nevoie în viitorul apropiat? Nu foarte apropiat, dacă o să te iau în Japonia o să mă hotărăsc și o să te iau de aici. Dar mă gândeam să încep să-mi fac și bagajul pentru Japonia, cu toate că eu nu știu când o să plec, dar știu că o să plec și dacă tot împachetez, pot să-mi pun acolo ce știu sigur că vreau să iau în Japonia ca să-mi fie mai ușor. Mai ales că majoritatea vor fi puse în cutii, o să-mi fie greu să ajung la ele. Nu cred că o să apuc să despachetez tot când ajungem la Văleni. Și nu e neapărat că nu o să apuc să le despachetez, dar nu o să am unde să le bag pe toate. Asta e problema. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. You leave me hanging, begging for more. Think that I'm addicted to this, can't resist to be a little risky and go.
for it, cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign, give me a sign. Oh, give me a sign. Gata, am terminat și cu gențile. Gențile astea din spatele meu cred că vor rămâne momentan aici pe canapea până când voi începe să împachetez geamantane. Rămânem la cutii și acum sunt așa un pic confuză, nu știu ce să facem, să ne întoarcem în camera Mirei, să împachetăm hainele sau să mergem la încălțăminte. Question-ul, lăsăm pe Taiga să aleagă. Hainele Mirei sau încălțăminte? Încălțăminte. Încălțăminte, bine, hai, la intrare cu noi. Iată-ne în fața dulapului cu încălțăminte. În partea asta nu știu exact ce avem, cred că în principiu cutii goale. Aici mai sunt câteva perechi pe care trebuie să le împachetăm. Eu am mai dus o serie de încălțăminte la Văleni, am și dat din ele, mi-am ușurat din treabă, dar tot mai avem un dulap semi-plin. Uitați că aici se vede că a început să bată vântul, înainte era chiar plin, plin și multe erau puse așa unele peste altele că nu mai aveam loc, dar acum... Nu cred că o să ne ia prea mult timp. Trebuie să văd eu cum le sortez. Ar trebui să pun sneakers la sneakers. Pantofi nu mi-au rămas mulți, că eu de fel nu prea port pantofi. Am două perechi pe care le țin pentru evenimente sau pentru ocazii mai speciale. În rest, sneakers și sunt cam baza la mine în dulap. Uite, hai să începem cu cei pe care știu sigur că nu o să-i mai port. Dar pe ăștia cred că o să-i mai port, că sunt așa de vară. Sunt de la Chiara Ferrani și se numără printre preferații mei. Stați că sunt ușor în dificultate. Hai să începem cu ăștia de aici, că pe ăștia nu i-am mai purtat și pot să-i pun. Pe ăștia îi țin, nu i-am mai purtat de câțiva ani, dar îi țin ca amintire. Sunt și câteva perechi pe care nu știu dacă o să le mai păstrez, o să le pun separat. Pe ăștia oare o să-i mai port în viitorul apropiat? Nu i-am mai purtat de ceva timp. Și pe cei roz i-am în Japonia, pe cei roz i-am purtat mai mult. Ăștia așa într-o culoare închisă, mi se par mai de toamna, zice, că eu vara, primăvara nu prea port culori închise și nu știu, nu simt că mă reprezintă culorile închise chiar atât de mult, cel puțin în ultima perioadă am optat pentru culori cât mai deschise, cât mai colorate, cât mai pastelate și la încălțăminte la fel. De aceea nu prea cred că am sneakers negri, am pe aia și pe ăștia și cam atât pe negru. Uite ăștia care sunt un fel de botine, bocanci. Ok, ăștia sunt de primăvară, rămân. Ăștia cred că o să iau în Japonia, îi pun în față. Cred că mâine ne ocupăm de o primă parte a împachetatului pentru Japonia. Pentru că deja știu așa mare ce vreau să iau la mine, știu că o să ne prindă vara acolo, am nevoie de haine cât mai vaporoase, cât mai de vară, cât mai subțiri, pentru că verile în Japonia sunt foarte călduroase și nu temperatura în sine e o problemă, ci umiditatea de acolo, pentru că ești de afară și e atât de cald, nu cald, e o umezeală atât de mare încât în 3 secunde transpiri din cap până în picioare. Și poate că tu de fel nu transpiri, dar de la umiditate. Just give me one more, talking to you. Here we go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Am terminat în proporție de 90% și aici, au mai rămas încălțările lui Taiga, de care a zis că se va ocupa personal, plus câteva perechi care trebuie spălate înainte de a fi băgate în cutie. Și în partea asta, după cum bine v-am zis, avem cutii goale și cismele mele pe care nu o să le bag în cutii pentru că ocupă mult spațiu degeaba și o să le iau pur și simplu în mașină și când ajungem la Vălen le pun la locul lor. Ăsta este planul. Și gata, da, la cutie o să se ocupe Taiga, pentru că în principiu sunt cutiile de la sneakers și lui și are sneakers și expuși acolo, mai are niște sneakers și aici și cred că o să-i bage în cutii și după luăm cutiile pur și simplu la Vălen, mai ușor de depozitat. La mine e mai greu pentru că eu n-am mai păstrat cutiile, am zis nu mai am nevoie și de cutii, ce să mai țin cutiile, ocupă spațiu degeaba, dar uite că acum ar fi fost folositoare.
Și am mai păstrat acolo una, două, trei, patru perechi de sneakers. Nu m-am îndurat să-i duc la Valen. 5 am cam și Chiara Ferragni. Ok, hai să mai împachetăm o serie. Știți ce aș vrea să mai fac? Aș vrea să împachetez și hainele mai groase. Am un geamantan foarte mare dintr-un material textil și acolo pot să înghesui vrute și nevrute. Și hainele groase de fel ocupă destul de mult spațiu. Ploverele pe toate le-am trimis la Văleni. Aș mai avea de împachetat câteva geci. Cred că aș putea să împachetez și din tricouri pentru că am mult prea multe și nu le port pe toate. O să păstrez vreo 7 ca să am de schimb și să am de rotație. Și da, hai să facem și pasta. Și e ultimul lucru pe care îl mai fac în seara asta. Încă sunt înconjurată de genți, dar vreau să vă arăt geamantanul ăsta magic. Are 105 litri și poți să bagi lejer 40 de kg de haine. E foarte mare. L-am luat din Japonia. Ne-a trebuit un geamantan adițional. Și am zis, ok, îmi trebuie doar pentru haine. Iam ceva care să fie cât mai light și în care să pot băga cât mai multe. Și l-am găsit pe ăsta. Uite, încă mai are un tag. Amsterdam. Nu, trebuie să fie din Narita, dar cred că am avut escală la Amsterdam. Ok, e cam atât de mare. E o traistă gigantică în care o să băgăm multe, multe haine astăzi. Nici n-am unde să stau, mă pun și eu așa pe ele. Le facem pe astea mai întâi și după vedem ce spațiu mai avem și mai aducem. Eu zic că o să mai putem băga încă pe atât în această geantă. Pentru că, cu toate că pare mare, dar nu foarte mare, vă zic eu că încap multe și o să le rulez ca să câștigăm spațiu. Un sarafan pe care l-am luat din Japonia tura trecută și pe care îl poți purta peste o cămașă. Ăsta mai merge mai mult de toamnă, așa materialul. E foarte grosuț, dar trebuie să-l țin pentru la toamnă. Hai să începem să rulăm și să vedem ce o să ne iasă. O să-mi fie un pic mai greu la început până fac o bază, pentru că din câte vedeți, această geantă nu stă nici cum. După ce am făcut baza, o să-mi fie mult mai ușor. Dar geanta asta trebuie să stea pe jos, trebuie să stea pe o suprafață dreaptă. Hai că le iau aici lângă mine, cred că mi-e mai ușor dacă stau pe jos decât dacă stau pe canapea. Vesta asta am tot purtat-o, a venit momentul să o las să doarmă un pic, o să ne reîntâlnim la toamnă. Cred că geanta asta o să rămână așa ca atare până ne mutăm la Cluj, pentru că vor fi haine în principiu de toamnă, început de primăvară, nu o să mai am nevoie de ele pentru următoarea perioadă și după ce o să ne mutăm la Cluj, o să le iau din nou pe toate la mână, să le spăl, să le calc și abia după o să le rebag în dulap. Eu cam așa procedez atunci când depozitez niște haine pentru o perioadă mai lungă de timp. Asta e o bluză de la Nike pe care o știți, cred că în urmă cu 3 ani o purtam excesiv, dar o să o mai port și la toamnă, în continuare, îmi place foarte mult. Îmi place când îmi iau o piesă pe care o port și iar o port și uite și acum după 3 ani, în continuare mă uit la ea cu mare, mare drag. Una dintre gecile mele preferate este o geacă cu mâneci 3 sferturi și de fel o port toamna cu o maletă neagră. Și se vede absolut superb. Uitați-vă la aceste inserții. Foarte frumoasă, e fiecare detaliu în parte, este perfect. Și este o geacă pe care am luat-o din Japonia. E de la brandul Twinset, nu este un brand japonez. Este un brand pe care îl găsim și la noi în România, dacă nu mă înșel. Nu mai știu exact unde am văzut piese de la ei. Pe About You sau pe Fashion Days, uite, chiar nu mai știu. Dar au haine faine, un pic mai scumpe, dar merită investiția. Pentru că eu am geaca asta din nou de ani de zile și în continuare o port cu mare drag. Și în continuare, de fiecare dată când o port, voi o admirați, mă întrebați de unde e, când ți-ai luat-o, mai găsesc și eu. When the lights go out and there's no doubt that I should be with We've been on and off again and again I don't know which way we're going, no control You push me then you pull me back in We've been on and off again and again
I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Gata cu prima serie, dar mă duc să mai aduc încă o serie, pentru că din câte vedeți, încă mai avem loc, v-am zis eu că așa o să se întâmple. Geanta asta m-a salvat de foarte multe ori, cred că e cea mai bună geantă pentru a împacheta haine atunci când ai de plecat sau când te muți undeva, e bine să ai vreo 2-3 de genul. Sunt curioasă dacă o să mai găsim când mergem în Japonia, uite, o să mai caut. Și ții minte că mai avea o variantă și mai mare. Asta nu era cea mai mare. Data viitoare ar trebui să iau pe cea mai mare pentru momentele în care ne mutăm. Plus că seria următoare, când ne întoarcem din Japonia, am zis că o să-mi aduc și din hainele pe care le-am lăsat acolo. Nu știu exact ce să fac. Mi-am lăsat foarte multe și acolo, și bocanci, și haine de toamnă, de iarnă, de care am nevoie, pentru că e păcat de ele să nu le port. Și sunt multe care îmi plac la nebunie și am momente în care deschid ulapul și zic, uite, aș purta geaca X, și după aia zic, a, dar nu, că uite că nu e aici, cred că a rămas în Japonia. Și cam e nasol să ai garderoba în trei locuri diferite, te trezești, zici, aha, astăzi port aia, și pe urmă îți dai seama că nu ai acel aia. Așa, și asta, tot în colțul ăsta. Cred că o să am nevoie să vină taiga. E, că tot nu știam sigur dacă vreau să bag și trenciul ăsta. Uite că așa a fost să fie, să rămână singurel. Ăla nu mai intră. Pe ăsta îl pun așa deasupra, de colo până colo. Mai umple. Și gata, iubitule, mă ajuți? E full. Pot să ridic? Oh! Da! Fuh! N-am glumit când am zis că-s 40 de kg de haine. Ia spune, iubitule, că tu te pricepi la aproximat. Câte kg avem aici? 30? A, deci nu sunt 40, sunt 30. Oricum, e Dita mai geanta cu haine. Și gata, cam asta a fost pe ziua de azi. Noi o să ne oprim aici. Mă duc să fac un duș, că mă simt plină de praf. Și ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Nu uitați de like, subscribe și un follow pe Instagram dacă nu ați făcut-o deja. V-am pupăcit, să aveți o săptămână minunată. Pa!